era oamenii aia cu medici, cu toate aparatele și nu mi-a dat voie să intru în casă, dar în schimb el se cobora, Gheorghiță, se cobora pe trepte. Zic, ce ai făcut, Gheorghiță? Ce-i cu tine, Gheorghiță? Tantele Nuțo zice să a murit Dana. Dar zic, cum? Când făcea el cu mâna așa, l-am văzut cu mâinile pline de sânge. Și atunci eu i-am zis, dar ce cu sângele ăsta pe tine, pe mâinile tale? Pe zice, am înjunghiat-o. Vecinii susțin că cei doi soți obișnuiau să consume băuturi alcoolice, motiv pentru care certurile în familia lor erau destul de dese. Un copil în vârstă de 14 ani a rămas acum orfan. De câte ori o întrebam, zicea că ei se iubesc foarte mult. Și când avea vânătăi pe corp sau așa, o întrebam, zic, ce se întâmplă tu cu tine, fată tânără, zic, așa, zice, nu, tanti, că noi ne iubim. El poate mai zicea că mai bea și ea, ce să zic, era tânără, mai folosea băutură, dar... Nu ar fi trebuit să ajungă până aici oricum. Da. Vorbea frumos, foarte frumos și cu mine, de câte ori am venit aici, m-a servit cu un par de vin, cu suică, cu... Nu, era un băiat foarte bun. M-ați gândit vreodată ca fiind stare să omoare un om? Nu m-am gândit niciodată. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Între cei doi soți a izbucnit un conflict pe fondul consumului de alcool. Cei doi s-au agresat reciproc. La un moment dat soțul a luat cuțitul care se afla pe masa din încăpere și cu acel cuțit a aplicat mai multe lovituri soției, cauzând acesteia multiple plăgi penetrante. În prezent se efectuează cercetări față de autor pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să stea după gratii între 10 și 20 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.